www.ziarpiatraneamț.ro, ziarul care îți prezintă viața așa cum e. Conștientă femeia sau... Nu, stai, după ce a venit domnul polițist care a venit și... Era lucrare și sărată. Nu s-a spus nimic, a ridicat cu... Pe genera. Cum a sunat, dar eu a sunat până la 1-2 și... Nu, dar nu pe fi sunat pe telefon și nu răspunde nimic. Când a răspundat, doamnă, dar de când a sunat atâta 100, dar a primit sau așa, de bine a venit. Și ei, dacă vin ca poliția să-și facă meseria, că au zis că dar nu știm să ne punem marmă. Păi, dar tu ce faci? Dar ești diplima? Da, domnule, păcat. Unde, frate? Dar eu eram din partea aia, altă eram. Dar femeia traversa era aici și au venit idiotul ăsta și au luat pe femeie, dar cum să duc merg? Dar s-au auzit până acolo. Da, dar unde ce frână a pus? Lor, lor le lene să oprească la trecerea de pietoni. De acolo, de acolo, exact, era după partea de aborduri, de acolo au luat-o și uite cât a mai mers. A pus frână, dar după și-a văzut pe capote. Deci nu înțeleg de ce nu, de ce le dați carnet la ăștia care le lene să oprească la trecerea de pietoni? Nu le trece de pietoni în piață, în Dărmănești. La trece acolo sunt copii care vin la școală numărul 5, sunt bătrâni mulți, sunt bolnavi, sunt și de la cămin și de la școală, acolo e, nici nu se vede, nu are vizibilitate la farmacia Edona. Și este trece de pietoni sau nu? Nu trece nimic, nici nu-i semnă. Eu am spus că într-o seară mă duc cu o oală de var de vopsea și da, eu știu ce-i pățui, îi pățui, îi plătea amendă, ce să fac? Și cum dacă nu-s așa? Și vorba de un scăie, las, că să găsesc ăștia la primărie să facă. Nu fac cu tip avajul. Deci la care școală, la? La școala numărul 5, când se ridică din piață, în piața Dărmănești. Da. Dar sunt copii, tot cartierul e la școala numărul 5. Și acolo îi trece de pietoni. Nu e nicio trece de pietoni, nicăi. www.ziarpiatraneamț.ro, ziarul care îți prezintă viața așa cum e.